Deci ansamblu Poenița al Centrului Cultural de la Drajna, ambasadorii localității, mă bucur că astăzi au reușit să vină alături de noi, nu puteți să zicem foști colegi, colegii noștri care sunt studenți, e vorba de Ștefan Dudu și de Luis Bondoc. Cred că am paraziți, am ceva. Veți urmări dansuri populare numai din zona Munteniei. Soliștii am trecut aici, să nu-i uit, că avem prea mulți. E vorba de Ionela Mirică, Antonia Cernat, o cunoașteți, că a mai cântat alături de noi, ea este elevă la Liceul Pedagogic din Ploiești, este din Măneciu și în urmă cu două săptămâni a fost un mare festival la Ploiești și bineînțeles că Antonia a luat trofeul. Ștefan Dudu, nu știu dacă mai cântă la București, dar la noi cântă. Ancuța Piroiu Miștorică, Raluca Motoc. L-am lăudat pe părinte și acum m-a bruiat. Deci Ancuța Piroiu Miștorică, Raluca Motoc, Cornelia Motoc și Ioana Dana, care se ocupă și de pregătirea grupului vocal. Îi mulțumim pentru efortul care îl face și spor la treabă. Thank you.
Aceasta, programul nostru aproape s-a încheiat. Invit și fetele de la grupul local pe scenă să le vadă lumea, să le aplaude. Mă gândeam ce e viața. Deci, duminică, am fost la slănii la 208 metri adâncime și am cântat și am dansat. Ne-am întors de acolo, un coleg de-al nostru a petrecut frumos, după aia a stat în 4 zile, ne gândeam la ce-i mai rău. Acum a dansat, nu are nimic. Ce înseamnă dansul popular? Chiar ne gândeam, părinte, ce facem cu el, că ne luat mai ieftin dacă era ceva. Le mulțumesc colegilor mei. Nu e ușor. Fiecare are familie, fiecare are problemele lui, dar reușim să ne întâlnim săptămânal, să păstrăm folclorul nostru, acesta care mai este și mai este folclor destul, așa cum credem noi că trebuie. O să-l invităm pe domnul Vice să le dea o floare la fete. E bine, emoțiile atunci. Poienița Junior, mulțumim domnului profesor, domnului coregraf, mulțumim domnului director Marin Văcărelu și apreciem efortul! Și nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră care sunteți aici și ne-ați urmărit. Mulțumim, la mulți ani! Cred că a fost un spectacol reușit și cu muzica ușoară și cu copiii și cu același regret. La Drajna lumea este foarte comodă. Am spus să nu plece cu copiii, pentru ei, să vadă ce se întâmplă. Au plecat, dar poate învăț și eu din treaba asta și...